Aș vrea să lămurim un aspect legat de procentul din PIB alocat pensiilor. În acest moment, 8% din PIB, da, nu greșesc, este alocat pentru pensii. În PNRR spune că până la 9,5%. Sau 0,4, da, 0,4, îmi cer scuze. De ce nu mărim acum? Adică ce ne împiedică să, nu știu, să-l facem 9% din PIB pe, să alocăm pentru pensii? Ce ne împiedică? Dacă noi în PNRR avem acest 9,4, acest procent. Cred că este vorba de o planificare. Bugetele și PIB-ul sunt bazate pe niște estimări deocamdată. Și probabil în a doua jumătate a anului pot să fii mai aproape de cifrele cu care se va închide anul. Și cred că nimeni nu vrea să depășească procentul plecând cu un procent inițial foarte aproape de limită. Deci se așteaptă confirmările acestor valori și la a doua jumătate a anului poate fi o majorare care să ne ducă mai aproape de acel procent. Știu că în acest moment Partidul Social Democrat vrea mai mult de 9,4%. Bineînțeles. De Și ce? oricum, și în acest 9,4, pentru că a spus că se folosește doar 8 în schema În actuală, prezent, da. avem în plan o majorare în a doua jumătate a anului. V-am spus, pentru că Am trebuie înțeles. văzute valoarea PIB-ului, valoarea colectării la buget. Adică sunt mult mai mulți factori pe care cu care pleci la început de an ca o prognoză și te bazezi pe niște prognoze, dar pe măsură ce se apropie finalul anului, ai mai multe date și știi dacă PIB-ul va fi mai mare, mai mic, colectarea este mai mare, mai mică și știi pe ce te poți baza. Ca la orice buget, se fac rectificări de. Tot doamna Turcan amintea în aceeași postare despre care vă spuneam că Partidul Social Democrat a acordat 8% și acordă 8% din produsul intern brut pentru pensii. De unde această discuție, spune doamna Turcan, Am explicat. temă? Nu poți pleca cu un maxim atât timp cât ai niște prognoze, pentru că riști să închei anul cu un procent peste sau să depășești procentul respectiv.